7 centuries in 7 days, 7 nights a week in 7 different ways. L-am pe Chris Casper lângă mine. Salut, Chris. Salutare, salutare. Da, am avut o... Nu ești pentru prima oară la ieri la Ungrinite, dar mă bucur tare mult că ai venit. Cum se vede industria muzicală prin ochii tăi, având în vedere că tu mergi pe o direcție, zic eu, diferită? Băi, la mine totul e diferit. De la muzica pe care o fac până și la stilul de viață. Acum, depinde cui vrei să te adresezi. Eu vreau să mă adresez oamenilor care sunt probabil la fel de nebuni ca mine. Vreau să-mi găsesc nebunii mei, știi? La mine e ceva natural. La mine este un ciclu natural, este viața de zi cu zi. Muzica pentru mine și industria în momentul de față, că tot fac altfel de muzică, este simplă. Sunt oameni care mă apreciază pentru că muzica mea este bună, pentru ei, okay? Și mă cheamă la ei și stăm de vorbă și eu. Și sunt oameni care au alte gusturi. Eu oricum exprim unui public care e worldwide. Ești genul de artist care atunci când compune o piesă se gândește, aici aș băga nu știu ce, pentru că asta prinde la român. Întreb asta pentru că știu cel puțin un artist care face chestia asta și sunt curios dacă e o practică în domeniu. Asta e primul motiv, știi, să vrei să ieși în evidență. După aceea, dacă tu continui cu chestia asta și ajungi la, băi, ce să bag ca să prind, să fac bani și așa mai departe, înseamnă că tu nu ai o situație totală foarte bună, faci numai chestia asta. Eu nu fac numai lucrul acesta, numai muzică. Fac și videoproducție, fac și digital marketing, împreună cu firma mea, We Are KDR. Nu știu dacă am voie să zic. Este o chestie foarte bună. cu echipa mea de artiști cu care fac proiecte personale, ok? Uite, noi acum am terminat două melodii într-o singură zi și aici Alex poate să-ți spună că a fost acolo și a fotografiat tot. Începem să punem deja poze pe Instagram și peste tot. Chris Casper. Ție îți place foarte mult să te exprimi 100% prin muzica ta, fără să depinzi de anumite trenduri, doar pentru a asigura că acea muzică prinde. Pur și simplu te exprimi tu în cea mai pură formă. Cel mai mare succes al tău care a fost? Băi, faptul că... Milestone. Faptul că s-a auzit muzica mea pe stadionul LA Angels de baseball din California. Ăsta a fost apogeu. Am postat și filmulețul ăsta pe Facebook, pe Instagram. Bro, deci a fost când am văzut lumea că dansează în mijlocul, deci era meciul, bro, se întâmpla tot acolo, dădeau, știi ce zic, era film american și vedeam efectiv că lumea e gen wow și zici acolo lockdown Romanian boy, am zis Romanian soil, da. Okay. Da, Lil Paris a cântat a fost pe stadionul ăla și după aceea am mai primit niște videouri de la Disneyland. Înțelegi? Și înainte de asta a fost gherila. Că am ajuns pe gherila. Asta a fost, de fapt, știi cum e când visezi un lucru, ți-l dorești foarte mult, ți-l pui în cap și acum sunt aici, știi? Ăsta este cel mai mare succes. O echipă foarte bună. Uite, vreau să ascultăm piesa aceea care mie îmi face la nebunie de la tine. Momentan, din ce am ascultat de la tine, și știu că noi am ascultat pe toate, aceasta mi s-a lipit mie de suflet, nu știu de ce, what you see. And you smile at least. I'm gonna tell you what I think when I look at you. I'm gonna tell you what it's actually maybe the chillest like I see me, the future me, and I see you next to me. Well, I hope you see what I can see before the moment just close your eyes. Ce frumos sună! Yeah! Ce piesă interesantă de la un străin! Yeah, I know that I'm a dreamer, but you see the fool in me, things
he's a born winner. And I ain't gotta close my eyes cause I am a believer. Ce urmează? Da. Ca ce, ca melodie sau ca, nu știu. Nu, nu, am ascultat ce am fost să ascultăm de la Chris Kasper. Vreau să știu ce planuri de viitor ai. Wow. Din viitor apropiat, dar și îndepărtat. Așa, pe scurt. Viitorul apropiat. Avem două albume de dat afară la populație să se distreze pe YouTube și după aceea o să intre și pe toate celelalte canale posibile. Ne pregătim cu un videoclip în Londra sau în România, pentru că am pus un vot pe Instagram acolo pe Chris Kasper și s-a votat așa mai dubios, să vedem, trebuie să alegem. Măi, eu cred că în 3 săptămâni de zile avem un videoclip cu Chris Kasper și scoatem după aceea melodiile cu visuals una după alta la o săptămână fiecare. Okay. Este primul album, este după aceea, al doilea, după aceea este al treilea și tocmai ce ți-am spus că am început un proiect foarte mișto, o să vi le spunem mai încolo, vrem să facem ceva frumos și să transmitem live. Înseamnă că ești foarte ocupat, îmi dau seama. Ți-am spus, am o echipă frumoasă. Este, și sunt independenți și sunt de dragul proiectului pentru că, măi, văd, sunt aceiași oameni ca și tine, ca și mine și vorba aia. Ce-ți place, ajuți. Corect. Chris Kasper, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aștept să întâlniți când ai ceva și așa, murind, neapărat să-mi dai, da? Clar, cu prima ocazie în care dăm exportul spre tine. Mailu. But you gotta tell me what you see when you